Ne întoarcem la pasajul nostru în 1 Petru, capitolul 5. Și în seara aceasta, în dimineața aceasta, vreau să ne uităm la câteva imperative pe care Petru le lasă în finalul epistolei lui. Și eu cred că sunt niște imperative cu care Petru vrea ca frații să rămână în minte. Da? Sunt niște porunci importante cu care el sumarizează toată epistola lui. Foarte important de observat, să vedeți că de la versetul 5, până la versetul 9, Petru prezintă câteva imperative, dar toate sunt porunci. Însă versetul 10 concluzionează epistola înainte de saluturi, spunând în felul următor: Dumnezeul cărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Și acum se ridică o întrebare foarte importantă. Cum se împacă poruncile care ne sunt date nouă, da? Să facem asta, să facem asta, să facem asta, să facem asta, și cu promisiunile că El ne va întări, El ne va ține neclintiți, El ne va păzi, El ne va desăvârși. Întrebarea este cine? Noi facem sau face El? Facem noi puțin și face și Dumnezeu puțin? Facem noi un pas către Dumnezeu, face El 2 sau 3 sau 4 sau 5 către noi? Care e formula? Vedeți, noi de multe ori dorim să explicăm unele pasaje din Sfânta Scriptură cu logica omenească și atunci facem formule în astea matematice, spirituale, încercând să arătăm cât face Dumnezeu și cât facem noi. Eu am ferma convingere și vreau să spun cât de clar pot lucrul ăsta. Că totul trebuie să facem noi, nu o să se smerească Dumnezeu în locul nostru, nu o să se supună Dumnezeu în locul nostru nici măcar o secundă, da? Totul facem noi și totul face Dumnezeu în noi. Totul facem noi și totul face Dumnezeu în noi, da? Noi trebuie să ne supunem, noi trebuie să nu ne îngrijorăm, noi trebuie să ne smerim, noi trebuie să ne împotrivim diavolului tare în credință, noi trebuie să veghem, noi trebuie să fim treji. Nu Dumnezeu. Niciodată nu se supune Dumnezeu, nu are nevoie Dumnezeu să nu se îngrijoreze. Noi de la cap și până la coadă. Da? Să nu trăim cu vreo idee din asta iluzorie. Oh, dacă avem siguranța mântuirii, responsabilității care ni sunt date în Sfânta Scriptură sunt așa, un fel de marcaj din asta, numai în timp ce merge mașina pe pilot automat, noi ne uităm. Da, mă, uite ce interesant, uite mașina s-a oprit unde 50 la oră. Și mergem așa, mântuirea e un fel de pilot automat. Nu e așa. Este efort, este strofocare, este străduință din partea noastră și în același timp tot efortul nostru, toată lucrarea noastră, toată responsabilitatea noastră, toată străduința noastră este posibilă și efectivă prin puterea deplină a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne asistă cu tot ce avem nevoie. Nu doar cu îndrumări, ci cu puterea Lui și cu lucrarea Lui în noi ne asistă în fiecare secundă din viața noastră. Și când ne dăm seama și când nu ne dăm seama. Cred că așa, și noi nu trebuie să împăcăm că textele din Sfânta Scriptură nu sunt în dezbinare, da? Toate textele din Biblie sunt prietene, da? Sunt prietene unele cu altele. Așa am putea să înțelegem cu mintea noastră cum se împacă poruncile cu promisiunea lui Dumnezeu. Logic așa ar trebui. A, Dumnezeu m-a promis că o să mă desăvârșească. Nu mai fac nimica. Dacă ai aplica asta în viața reală, s-ar dovedi cât de stupid ești, cât de nebunesc ești. Dumnezeu o să zic că mă ține în viață. Biblia spune că în El avem viața, ființa și mișcarea. Deci, să nu mai mâncăm. Nu, trebuie să fii, iertați-mi experiența, trebuie să fii cretin să te gândești. Biblia, nu zice Biblia că în El avem viața, ființa și mișcarea? Nu mai mâncăm de acum înainte. Niciun om nu gândește așa. Niciun om nu gândește așa. Că nu înțelegem noi poate exact cum să îmbină lucrurile astea două, niciun fel de problemă. Da? Eu cred că Dumnezeu mă va desăvârși până la capăt, în același timp îmi privesc responsabilitățile cu maximă seriozitate. Și lucrarea lui Dumnezeu în mine se desăvârșește în timp ce eu ascult de Dumnezeu, în timp ce eu mă supun, în timp ce eu mă smeresc, în timp ce eu ascult de tot ceea ce îmi spune Dumnezeu. Ne uităm la prima poruncă, care este prezentată în versetul 5. Tot așa și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni. Dar uitați expresia foarte atent de la început. Tot așa și voi. Tot așa ca cine? Nu, când spune tot așa, face o comparație cu cineva, nu? Tot așa și voi. Și noi ca și cine? Păi și noi ca și ceilalți. A dat porunci tuturor creștinilor să supună autorităților. A dat porunci slugilor să se supună stăpânilor. A dat porunci soților să se supună soților. Și acum dă porunca tinerilor să se supună celor bătrâni. În toată cartea Petru se vede
un accent puternic pus pe nevoia de a ne supune autorităților. Nevoia de a respecta structurile de autorități impuse de Dumnezeu în univers. În momentul când aceste autorități nu sunt respectate, intervine haosul, da? Tot așa și voi tinerilor trebuie să se supună. Adică toți trebuie să se supună și tinerii trebuie să se supună și ei ca și ceilalți. S-a transmis cumva ideea asta că copilașii noștri sau la anumită vârstă copilașii noștri sunt prea agitați, prea nu știu cum și ei nu pot să se supună și mai trecem noi părinții cu vederea că asta este. Domnule, nu pot. Să vede cât să-i repezi, domnule, cât să-i spui. Cât să-i spui, nu? Ăla și în plata domnului, domnule, când o să înțeleagă, zicem noi, când o să înțeleagă el lucrurile, nu, el o înțeles deja foarte multe lucruri. Cel puțin o înțeles că eu sunt inconsecvent. Și pentru că înțeles că eu sunt inconsecvent și că eu ajung la capătul puterilor mult mai repede decât ajunge el. El nu, el o ia de la cap, el n-are niciun fel de problemă să o ia, într-o oră o ia de la cap. Dar el vede că eu sunt inconsecvent și atunci el tratează inconsecvența mea ca atare. Dom'le, ești inconsecvent, mă folosesc de inconsecvența ta. O logică firească, dar până la urma urmei are o logică cel puțin mai sănătoasă decât a mea. Da? Tot așa și voi tineri, lui se cere supunerea, da? Li se cere supunerea. Cred că încheie cu tinerii, pentru că tinerii sunt înclinați spre independență. Ei cresc într-un mod normal, lucrurile merg așa. El trebuie să devină independent, da? Trebuie să învețe să muncească, trebuie să învețe să gândească cu mintea lui, trebuie să învețe să se comporte singur în societate, pentru că într-o zi va fi singur. E normal să-ți dorești ca părinte ca el să fie independent, da? În același timp, independența înțeleasă bine este independența în limitele stabilite de Dumnezeu. Da? Dacă ai lua prostia asta liberală care se tot provăduiește astăzi, niciun fel de restricție. Doamne, nu trebuie să ai niciun fel de restricție. Te-ai îndrăgostit de un copac, poți să te duci să faci dragoste cu copacul ăla sau cu delfinul sau cu capra sau cu nu știu ce. Mintea omului este bolnavă. De ce? El înțelege libertatea și independența în afara oricăror restricții. Tu ai libertatea dacă vrei să te arunci cu capul în jos pe un bloc. Dar ești prost dacă faci asta. Libertatea o ai. Ești independent? Ești. Dar n-ai minte în cap dacă faci treaba asta. Când Dumnezeu cere tinerilor să se supună, Dumnezeu le cere să rămână în limitele, în restricțiile care sunt spre binele lor. Da? În limitele și în restricțiile care le fac lor bine. Nu este o restricție sau o limitare care îi aduce rău, ci care îi face bine, da? Și independența reală este doar în ascultare de Dumnezeu. Libertatea reală este doar în limitele trasate de Dumnezeu. Omul crede și tinde să creadă că dacă depășește o limită sau alta, o să experimenteze ceva mai plăcut decât îi poate da Dumnezeu în interiorul limitelor. Da? Tinerii sunt înclinați spre independență, însă Petru le cere să-și manifeste independența și libertatea ascultând, da? Fiind supuși. Foarte interesant, tot așa și voi tinerii zice, fiți supuși. Li se cere lor să facă lucrul acesta, să fie o supunere voluntară. Nici nevestele nu i-a spus, bă bărbate, dacă nevasta ta nu asculte, spune așa, spune Biblia, supune-te. Supune-te nevastă, nu spune Biblia așa. Îi cere ei să se supună. Să fie ceva voluntar. Asta este creștinismul. Creștinismul este o religie a voluntarului. Da? Fac lucrul acesta pentru că vine din mine. De ce vine din mine? Că a lucrat Dumnezeu în mine. Dar demonstrez că a lucrat Dumnezeu în mine făcând lucrul ăsta voluntar. Nu fiind o forță omenească coercitivă asupra mea, care mă amenință cu una și cu alta și eu de asta mă supun, că n-am ce face. Nu? Da? Li se cere să facă lucrul ăsta voluntar și li se cere să facă lucrul ăsta voluntar pentru că se așteaptă Petru ca ei să fie și ei creștini ca și ceilalți. Da, Petru nu vorbește unor tineri necreștini. Vorbește unor tineri care sunt creștini. Ei sunt tratați ca toți ceilalți credincioși, da? Și diferența de maturitate și de vârstă e foarte evidentă în versetul ăsta când li se spune tinerilor, fiți supuși celor bătrân, de asta am o problemă cu întâlnirile de tineret. Se duce un tânăr, imatur, necopt, să aibă grijă de alți tineri, foarte imaturi, foarte necopți și plini de hormoni, dacă sănătoși, în general sănătoși. Atunci încearcă să te ocupi de ei. Da? Este clar că în Biblie ni se arată termenul bătrân de aici, este în greacă același termen din
din prima parte a capitolului 5 când se referă la prezbiter. Prezbiter, ăsta e cuvântul grecesc. Prezbiter și în prima parte, prezbiter și în a doua parte. Acum, Cornescu știe el, nu putem să-l întrebăm acum cum a ales el când se traducă cu prezbiter și bătrâni. Dar vorbește în continuare de conducerea bisericii, de prezbiterii bisericii. Este clar în Biblie. Și Tit și Timotei, cel puțin Timotei foarte clar, a fost tânăr Timotei și a fost într-o poziție foarte înaltă. El punea prezbiteri, Tit punea prezbiteri în alte cetăți, au fost tineri, da? Este clar că primul aspect nu este cel al maturității fizice, ci al maturității spirituale. Că sunt mulți oameni bătrâni care n-au deloc minte în cap. Trec pe lângă ei în fiecare zi, da? Când vezi oameni bătrâni stând pe marginea șanțului și jucând table și vorbind porcos și spunând toate mizerile, îți dai seama că un bătrân degeaba, sărmanii. Da? E clar, dar este și normal în același timp ca odată cu trecerea vârstei și caracterul tău să fie pe măsura vârstei tale și experiența ta să fie pe măsura vârstei tale și maturitatea ta să fie pe măsura vârstei tale, nu? E normal, în mod normal, cel puțin în biserică, bătrânii ar trebui cu trecerea vârstei să fie oameni mai înțelepți, mai de caracter, mai experimentați în relația cu Dumnezeu și oameni cei mai calificați oameni de a fi în conducerea bisericii, așa e normal. Ei să fie cei mai calificați oameni. Dom'le, după 40 de ani de umblare cu Domnul, să nu fii în stare să dai un sfat, să nu fii în stare să ajuți pe cineva din adunare, e grav, nu? E grav după 10 ani, după 5 ani, dar aminte după 20, după 30 de ani, după 40 de ani. Să rămâi la o stare infantilă, da? De aceea cred că este combinată în termenul bătrân, trebuie combinat și vârsta, dar în primul rând maturitatea. Tinerilor li se cere să se supună celor bătrâni. Eu când am fost în pastorala cultică, am propus fraților, domnule, eu mă ocup de tineri, n-am niciun fel de probleme, dar în fiecare întâlnire de tineri să fie un bătrân al bisericii, un prezbiter al bisericii. Câți prezbiteri credeți că au venit? Nu știți câți au venit? Bănuiți, nu? Niciunul. Dar de ce credeți că nu au venit? Că nu era niciunul. Că m-a prezbiterii. Care-i prezbiterii pe aici? Mă, care suntem prezbiterii? Nu ne ducem, am găsit prezbiterii. Prezbiterii să se ducă. Dacă nu sunt prezbiteri, unde să se ducă, da? Deși mulți confundă a fi prezbiteri cu ceva ordinar din astea interstelare, recunoașteri interplanetare și așa mai departe. Da? Li se cere, repet, tinerilor să fie supuși celor calificați, da? Nu puștilor, nu prietenilor, nu celorlalți tineri, nu adolescenților, ci să fie supuși bătrânilor, oameni cu autoritate spirituală, oameni cu experiență, oameni de caracter, da? Și această supunere trebuie să fie o așezare prezent continuu, da? O așezare continuă, conștientă, sub autoritatea călăuzitoare, matură, autorizată divin de Dumnezeu. Asta mi se cere, da? Dumnezeu nu ne cere să ne supunem oricui. Da? Dumnezeu nu ne cere să ne supunem oricui. Nu ne cere Dumnezeu să ne supunem prezbiterilor din alte biserici. Ei au autoritate în bisericile acelea locale. Nu ne cere Dumnezeu să ne supunem la nu știu ce structuri de autorități inventate de oameni. Da? Discutam cu cineva. Eu le-am spus la oameni, n-am nicio problemă, puteți să fiți în absolut ce cult vreți voi. Dar în momentul în care spui, domnule, ăia nu sunt în cult, ăia nu mai zice, citez pe un frate, sperăm, ăia nu mai sunt în lucrarea lui Dumnezeu. Serios? În ce cult era Petru? Pavel? Bisericile din Galatia? Biserica din Corint? În ce cult era? Bine, clar că erau baptiști reformați, nu? Dar în ce cult erau? Nu știm. Da? Inventarea de structuri și asta se vede tendința. Când vorbim, ne uităm la autoritate și la supunere, asta e tendința. Tendința este să scoatem tipul de autoritate biblică care ne se pare prea simplă. Prezbiteri să supună biserica. Și tendința este să scoatem autoritatea biblică și să introducem funcții, roluri și structuri de autoritate care în Biblie nu există. Asta este tendința. Dacă ar exista funcțiile de autoritate biblice, i-aș lăsa să inventeze orice alte structuri. Problema este că dacă ar exista funcțiile de autoritate și structurile de autoritate biblică, n-ar mai exista nevoia de alte structuri. Asta este adevărul, da? Deci se cere în primul rând supunere. În al doilea rând, ni se vorbește la versetul 5, versetul 6, despre smerenie. Despre smerenie și un accent puternic pus în pasajul acesta pe smerenie, vedem imediat de ce. Toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Apropo, ce credeți dumneavoastră despre purtarea podoabelor? Eu sunt pro purtarea podoabelor, dar prima podoabă pe care vreau să o purtați este asta. Auziți, să fiți împodobiți cu smerenie. Cine vrea podoaba asta?
Toți, nu? Aleluia, slavă Domnului, mă bucur pentru lucrul ăsta. Ce spune Petru despre smerenie? Sunt două imperative aici. Sunt două imperative. Să fiți împodobiți cu smerenie și el concluzionează, smeriți-vă dar. În concluzie, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui el să vă înalțe. Da? Dublează porunca de a ne smeri. Ce spune Petru despre smerenie? În primul rând, zice că toți trebuie să fim smeriți. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Oare credeți că și prezbitere trebuia să fie smeriți? Ca să te duci să slujești pe altul și să nu te dai mare grandoman, mare popă grandoman, mare slujitor care trebuie să fie el slujit de alții, da? Dar de fapt asta nu se mai vorbește de slujitori, se vorbește despre lider. Lider. Avem o conferință pentru lider. Toată lumea vrea să conducă, Domnule. Cine o să mai slujească dacă toată lumea conduce? Dumnezeu vorbește în Scriptură despre prezbiteri și despre slujitori. Care slujitorul ce face? Ghice, ar putea să facă un slujitor. Să slujească. Dar ca să slujești pe altul, să-i speli picioarele la altul, vorbesc metaforic, da? Să te cobori în nevoile altul, să intri în mizeria din viața omului, că fiecare dintre noi avem probleme noastre, să te duci acolo și să-l slujești și să-l sfătuiești și să te încarci cu poverile altora și cu problemele altora și să stai conectat tot timpul la nevoile altora și la problemele altora și la păcatele altora. Acolo e nevoie de multă smerenie, Domnule. Adică să ai o impresie foarte joasă sau cel puțin reală despre tine. Spune, Domnule, nu-s mica mai grozav. Am harul de la Dumnezeu de a-l ajuta pe omul ăsta. Eu nu-s papa de la Roma. Eu nu vin undeva de pe o succesiune din asta apostolică și nu poate atinge de mine. Eu trebuie să stau undeva într-o sfințenie înconjurat de norul prezenței lui Dumnezeu și nu intre niciun păcătos acolo. Să nu mă corupă cumva. Să nu se stingă norul. Nu! Ești coborât acolo, în mijlocul lor. Dar trebuie smerenie ca să slujești, da? Și spune, toți ar trebui să aibă smerenia asta. Toți ar trebui să aibă smerenia asta. Și când nu-i smerenie într-o adunare, se vede. Se vede și în priviri, se vede și în atitudini, se vede și cum dăm mâna unii cu alții, se vede și cum trecem unii pe lângă alții. Se vede în fiecare privință când nu este smerenie. Când pe un frate îl vezi o leacă mai jos, da? Sau nu mai vezi deloc. Se vede lucrul ăsta. Se vede lucrul ăsta, da? Smerenia este cerută tuturor. Smerenia se vede în legăturile noastre. Da? Spune și toți în legăturile voastre. Da? În ceea ce faceți unii față de alții. Acum, dacă viața bisericii s-ar constitui doar din venirea la adunare, duminică dimineața, duminică seara și miercurea, unde s-ar vedea smerenia în legăturile noastre? Dacă am dat pace, pace, pace și vum, am dispărut toți. Unde s-ar vedea smerenia? Eu cred că Petru implică în porunca asta faptul că noi avem niște legături. Noi interacționăm unii cu alții. Și când interacționează un păcătos cu un alt păcătos, mântuit, da, nu zic, dacă interacționează un păcătos mântuit cu un alt păcătos mântuit, nu totdeauna lucrurile cum trebuie, înțelegeți? Dar ceea ce face ca să existe nu doar o stare de supraviețuire între ei, da, să nu se declanșeze războiul totdeauna la limită, ceea ce face ca să existe o stare de pace, de armonie, este smerenia. Este smerenia. Ea să vede în legăturile noastre și apoi spune să fim împodobiți cu smerenie. Unii traduc să fiți încinși cu smerenie, da? Să fiți împodobiți sau încinși cu smerenie. Care e motivația? Dar de fapt, ce e smerenia? Cum ajungi la o stare de smerenie? Smerit nu ajungi dacă faci un fel de poziție de yoga din asta creștină, stai și te concentrezi. Cred că smerit acum. Nu, să ajungi la smerenie îți trebuie o poziție intelectuală foarte puternică, să începi să realizezi niște lucruri. Și vom vedea imediat modul rapid, fără anestezie, dureros uneori, de a ajunge la smerenie să ne punem în fața lui Dumnezeu. Să-ți vezi slăbiciunile, să-ți vezi limitele, să-ți vezi păcatele, să-ți vezi neputința și să-ți vezi totala dependență de Dumnezeu. Ăsta sunt eu. Și văzându-mă așa, așa mă duc în fața fratelui meu și a sorei mele. Ăsta sunt eu, un ticălos, un slab, limitat, neputincios, nenorocit, salvat prin harul lui Dumnezeu, ținut prin harul lui Dumnezeu, dependent total de Dumnezeu. Ăsta sunt eu, ăsta ești și tu. Așa ne raportăm unii la alții. Nu că eu sunt cineva undeva, nu știu unde, în mintea mea unde sunt. Că în realitate nu sunt. În realitate mă înșel pe mine însumi. Asta este smerenia. Smerenia este o stare de luciditate profundă cu privire la tine în fața lui Dumnezeu. De asta spune Petru, smeriți-vă dar sub, nu zice să ne smerim în fața altora, să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu. Pune-te în fața lui Dumnezeu. În momentul în care te pui în fața lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt îți deschide mintea să vezi cine ești tu cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, atunci
experimentez starea de smerenie. Deci nu există un fel de meditație din asta transcendentală prin care reușești să-ți procuri starea de smerenie. Nu. Numai stând în fața lui Dumnezeu, analizându-te și trăgând concluziile corecte cu privire la tine. Concluziile corecte cu privire la tine, doar atunci dobândești starea aceasta de smerenie. Cum ne motivează Petru ca să fim smeriți? Căci, asta e motivația biblică, căci, și citează. Citez, zice Petru. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar e un contrast aici foarte puternic, dar celor smeriți le dă har. V-ați gândit de ce Dumnezeu n-ar da har și celor mândri? Păi cum se dă har? E aproape... Deci e ilogic. Gândiți-vă unul din ăsta umflat tot, da? Eu, spiritual. O biserică în Apocalipsa. A, avem de toate, domnule. Suntem bogați. Ne-am îmbogățit. N-aduce în lisă de nimic. Pavel scrie Corintenilor. Zice, v-ați ajuns acum, domnule. V-ați ajuns. Aveți de toate. N-aveți voi niciun stres, da? Cum se... Dumnezeu e cu harul. Dumnezeu are har. Nemărginit are har Dumnezeu. N-am nevoie. Doamne, avem... Doamne, nu îți mai bate capul cu noi. Sunt atâția oameni nenorociți pe planeta Pământ. Lasă-ne că ne descurcăm. Tu ești cu Duhul Sfânt în altă parte, că noi, biserica, la noi merg treburile, Domnule. Deci la noi merg treburile, n-avem nevoie, da? Nu-i spui asta direct lui Dumnezeu, dacă asta poate să fie atitudinea, da? Dumnezeu nu dă har acestor oameni. Căror oameni le dă Dumnezeu har? Și aici înțelegem din nou ce este smerenia. Căror oameni le dă Dumnezeu har? Doamne, ești neputincios. Am nevoie de har. Ești slab. Am nevoie de har. Ești slab ca predicator, ești slab ca păstor, ești slab ca prezbiter, ești slab ca soție, ești slab ca mamă, ești slab ca tânăr, ești slab ca tată, ești slab ca afacerist, ești slab ca om la locul de muncă, suntem slabi în toate privințele fără Dumnezeu. Slab suntem, limitați, păcătoși, neputincioși, nevoiași. Suntem niște cerșetori cu un Dumnezeu bogat și plin de har. Dar trebuie să ne vedem starea de cerșetori. N-am ne descurcăm și fără Dumnezeu. De asta nu-ți dă Dumnezeu har. Că nu ajungi la starea de epuizare, la starea de neputință, la starea în care să-ți înțelegi nevoia, un lucru atât de banal și de simplu, dar este de fapt esența întregii vieți. Este esența întoarcerii la Dumnezeu, să ajungi la un moment în care să spui, sunt un păcătos, Doamne, ai milă de mine păcătosul, am nevoie de Tine, Doamne. Bă, mă mai descurc o săptămână așa. Mă zice bine ăsta, ești de acord cu ce zice el, dar mai merg o lună așa, asta e prostie absolută. Nu mai mergi o lună așa, că tu de fapt mergi tot pe puterea lui Dumnezeu, mergi tot pe resursele lui Dumnezeu, numai mintea ta, iluzia ta că tu mergi pe puterea ta. Smerenia este ceea ce atrage harul lui Dumnezeu. Smerenia este binecuvântată cu harul lui Dumnezeu, că e logic. Smerenia este starea în care stai cu mâinile întinse înaintea lui Dumnezeu. E penibil să stai cu mâna, să mă duc într-o zi la fratele Cristi, sau la fratele Radu, sau la fratele Sorsă. Bă, frate, să întind mâna ca un cerșetor. Bă, am nevoie, te rog frumos, ajută-mă. El se uită la mine, să facem milă de mine și mă ajută. Da? Deci stare profundă de smerenie. Asta înseamnă să recunosc că am nevoie de ajutor. Poate v-am mai spus povestea asta odată, la începutul căsătoriei mele, n-a rămas fără bani. Tata meu era în oraș acolo, cred că avea pâine acasă pentru jumate de oraș, da? Sau avea... Doamne, putea să mă ajute, cât era să-mi dea o pâine. N-am adus să-i cer pâinea, dezmerit ce eram. Am desfăcut o haină, căptușeala de la o haină, am căutat gaura la haina aia să văd până a intrat bănuța ea. Nu știu, că 50 de bani, 60 de bani s-a făcut. Nu știu până a intrat. Nu găseam gaura la haină, până a intrat bănuța la haină. Am desfăcut haina să scot aia 50 sau 60 de bani care mai trebuiau să mă duc să cumpăr o pâine. Dar n-am sunat pe nimeni. Da, câtă credință. Așteptam corbii lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu trimite câteodată corbii dacă îi dai telefon. Nu dacă... Da, smerenia asta e, domnule, să recunosc. Bă, nu am. Nu mă descurc. Și în special, în planul spiritual. De asta Dumnezeu dă har celor smeriți. Concluzia. Vrei să ai har? Numai smerenia e compatibilă cu harul. Dar să ne fie clară formula. Numai smerenia este compatibilă cu harul lui Dumnezeu. Când nu-i har în biserică, e simplu. Nu-i har în adunare. Nu-i har în predicare. Oare ce-o fi? E simplu. Nu trebuie să cauți nicio carte secretă în care să afli răspunsul. Nu am har, simt că nu am har în viața mea. Văd că nu am har în viața mea. Nu am har ca și soție sau ca mamă sau ca tată sau ca soț. Care e problema? Foarte simplu. Nu-i smerenie. Mă descurc că sunt un tată bun. Am învățat deja strategiile, știu deja metodele. Îmi cunosc deja copilul. Copilul în câteva luni trece la altă fază. Și toate metodele tale și toate strategiile tale s-au terminat. Ce dorește Dumnezeu? La ce ne cheamă Dumnezeu în dimineața asta? La o stare de smerenie. Să înțelegem că depindem în cele mai banale lucruri
în totalitate, în lucrurile obișnuite ale vieții de Dumnezeu, și fizic și spiritual, depinde total de Dumnezeu, da? Acestor oameni le dă Dumnezeu har și invită pentru pe fiecare dintre noi, ne poruncește, da? E un imperativ. Smeriți-i. Nu? Nu zice smeriți-i. Nu simțim câteodată nevoia de a smeri pe alții, de a învăța pe alții lecția smereniei. Și bă, o să vorbesc cu el numai să vadă cât de prost e. Că întâi dacă își dă seama cât de prost e, după aceea o să apeleze la cei care îl pot ajuta. Și simțim câteodată câte un fel de chemare din asta sfântă, profetică din partea lui Dumnezeu, de a le arăta altora cât de nevoiași și neputincioși și ne vedem un fel de ambasadori ai smereniei. Să-i smerim pe alții, nu pe noi. Pentru ce ne zice? Smeriți-vă pe voi înșivă, da? Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu. În ce fel te motivează pe tine să te smerești înaintea lui Dumnezeu când îți spune aici smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu? Cum ar putea să ne motiveze asta? Ce credeți? De ce spune Petru să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu? Păi tu ești la versetul anterior. De ce vorbește el despre mâna tare a lui Dumnezeu? Despre puterea lui Dumnezeu? Despre tot puternicia lui Dumnezeu? Păi ne spune de ce? Că în versetul anterior, în citatul pe care îl dă, spune Dumnezeu cu puterea lui poate să facă două lucruri. Unu, să stea împotriva celor mândri. Zice, mă, smerește-te. Uite, îți dau un sfat. Smerește-te. De ce? Că îți vorbesc despre un Dumnezeu atotputernic care se pune împotriva ta. Vrei să-L ai pe Dumnezeu împotriva ta? Ești nebun? Ăsta e Dumnezeu. Dumnezeu e atotputernic, are o mână tare și dacă te apasă Dumnezeu, te face praf. Vrei să stai împotriva lui Dumnezeu prin mândrie? Păi nu vreau. Smerește-te. Dar sensul pozitiv este următorul. Dacă te smerești, Dumnezeu este puternic, atotputernic, mâna tare a lui Dumnezeu celor care se smeresc le dă? Dumnezeu are putere să dea har, Dumnezeu are putere să stea împotrivă. Ce vrei? Ce vrei? Acum ar merge versetul ăla. Alege astăzi, nu? Ce vrei? Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu. Prima motivație, da, pe care o dăm în versetul acesta este puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu. Acolo trebuie să mă pun sub mâna tare a lui Dumnezeu. Dumnezeu mă poate ajuta. Dumnezeu mă poate ridica. Dumnezeu mă poate mântui. Dumnezeu mă poate vindeca. Dumnezeu este autoritatea absolută. Mă pun sub mâna tare a lui Dumnezeu. Stau acolo cu mințel. Recunosc că El poate și eu nu. Recunosc că El are și eu nu. Recunosc că El știe și eu nu. Da? Asta înseamnă, te pui sub mâna tare a lui Dumnezeu. A doua motivație, pentru că la vremea Lui El să vă înalți. Cine nu vrea să fie înalțat? Cine vrea să fie înalțat? Da, sunt oameni smeriți care nu vor să fie înalțați. Uite, Petru nu are o problemă. Petru ne face o promisiune. Ne vorbește despre puterea lui Dumnezeu și acum ne dă o promisiune din partea lui Dumnezeu. La vremea Lui El să vă înalțe. Știți care e problema noastră? Problema noastră e multiplă. În primul rând, că Dumnezeu ne înalță când? Aici e problema. Mare problemă. Problema este o mare problemă. Da, înțelegem, Dumnezeu ne înalță. Dar când o să ne înalțe odată? Doamne, înalță-ne! Ne-am smerit destul, înalță-ne odată! Nu, cam strigăm câteodată așa din toată inima. Ne-am tot smerit. Când ne înalță odată? Auziți când? Promisiunea e clară. Pentru ca la vremea Lui. Și aici este iar o dovadă de smerenie. Este o dovadă de smerenie să spui Dumnezeu știe mai bine când am eu nevoie să fiu înălțat decât mine. Nu credeți? Dumnezeu știe mai bine când eu trebuie să schimb următorul lucru sau să urc la următorul nivel. Nu știe El mai bine? E o dovadă de smerenie să spui că știe Dumnezeu mai bine decât tine. În momentul în care mă răzvrătesc față de Dumnezeu, am aruncat smerenia pe geam. De ce? Că eu spun, eu știam mai bine cum trebuie să fac aici. Nu-i bine ce-a făcut Dumnezeu. Aia nu-i smerenie, aia e mândrie. Te crezi mai deștept decât Dumnezeu. Da? Dumnezeu are vremea Lui când ne înalță. Și al doilea lucru pe care îl spune este că Cel care a face această înălțare este Dumnezeu. Pentru că la vremea Lui, nu zice voi să vă înălțați, că noi ne-am înălțat. Ci la vremea Lui, El să vă înalțe. Avem noi felurile noastre de a produce înălțarea. Plus că mai este un lucru aici foarte important. Nu ne spune modul în care Dumnezeu ne va înălța. Nu se pare interesant? Dar așa este o dovadă de smerenie. Să nu te pui tu mâna. Doamne, m-am smerit destul? Da. Nu, acum înălțare, tată. Bagă. Deci unul, este nevoie de smerenie ca să lași pe Dumnezeu să te înalțe.
Este nevoie de smerenie ca să accepți vremea lui Dumnezeu de a înălța. Da? Și este nevoie de smerenie ca să accepți felul în care Dumnezeu te va înălța. Ce zici dacă Dumnezeu te va înălța în caracterul pe care ți-l va da, dându-ți mai multe necazuri? Da, despre înălțarea asta vorbim? Îți trebuie smerenie să accepți timpul lui Dumnezeu, faptul că El face înălțarea și faptul că El face înălțarea cum crede El. Și noi știm că ce este înălțat înaintea oamenilor este nimic înaintea lui Dumnezeu. Și invers. Trebuie să accept felul în care Dumnezeu face înălțarea. Dar Dumnezeu face înălțarea bine. Interesant, versetul următor, versetul 7, cum se leagă de versetul 6. Zice, și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că cel însuși îngrijește de voi. Ce legătură crezi că ar putea să aibă versetul 7 cu versetul 6? Smerenia cu aruncarea îngrijorărilor. În original și în alte traduceri, de exemplu în traducerea de care tot vă zic, GBV 2001, versetul sună cam așa. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe, aruncând! Deci cum să mă smeresc? Aruncând asupra lui toate îngrijorările voastre, că cel însuși îngrijește de voi. Deci o îngrijorare, asta spune Petru aici. Cum să te smerești? Aruncând îngrijorările lui Dumnezeu. Ce legătură între smerenie și îngrijorare? De ce atunci când sunt smerit, eu las îngrijorările lui Dumnezeu? De ce? Și de ce când mă îngrijorez, sunt un om foarte arogant și mândru? Să știți, îngrijorarea este o formă crasă de mândrie, de aroganță. Știți de ce? Că mă învârt în pat și mă gândesc și analizez, pornind de la premisa că eu pot să rezolv una sau alta. Și în realitate, fără Dumnezeu, nu pot. Asta este îngrijorarea. Îngrijorarea este o formă profundă de mândrie. Eu cred că problema respectivă se poate rezolva cu mintea mea și cu puterea mea. Asta este problema. Dumnezeu spune, dacă te-ai smerit, ți-ai văzut limitele, ți-ai văzut neputința, spui eu, de ce mă îngrijorez? Vorba Domnului Iisus, că nu pot să fac nimic cu privire la treaba asta. Nu pot să-mi fac măcar un fir de păr alb din cap. Eu nu am, dar nu pot, dacă l-aș avea, nu l-aș putea să fac negru sau invers. Nu pot să fac lucrul ăsta. Dacă nici măcar atâta nu pot să fac, n-ar trebui să stau smerit înaintea lui Dumnezeu? La ce încep eu să mă îngrijorez cu privire la cine știe ce lucruri grozave din viața mea? Când nu pot să produc cel mai mic lucru cu privire la trupul meu, da? Când înțeleg că Dumnezeu este autoritatea absolută, când înțeleg că Dumnezeu este Cel care conduce lucrurile, face lucrurile cum vrea El, atunci rezultatul va fi aruncarea îngrijorărilor asupra lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la câteva detalii foarte importante. Unde să aruncăm îngrijorările? Nu-i rău să sun pe un frate și pe altul să te ajute. Să nu mă înțelegeți deloc greșit. E normal să se facă lucrul ăsta, să ne ajutăm între noi când sunt necazuri, probleme, să ne rugăm unii pe alții, să facem tot ce putem. Nu asta e problema. Dar dacă primul instinct care este să apelezi la oameni, atunci este un instinct păcătos. Dacă ăsta e primul meu instinct. Este un instinct păcătos pe care trebuie să-l corectez și trebuie să dezvolt un reflex dumnezeiesc, un reflex sfânt. Reflexul care este? Să mă rog lui Dumnezeu. Să cer ajutorul lui Dumnezeu. În orice situație aș fi. Ăsta este un reflex sfânt. Ăsta e un reflex dumnezeiesc. Și este un reflex născut din smerenie. În lucrurile banale ale zilei. Credem noi oare că Dumnezeu nu vrea să se implice în viața noastră? Credem noi oare că Dumnezeu nu se implică în viața noastră? Noi, ce treabă are Dumnezeu că trebuie să atingi targetul într-o lună? Are treabă extraordinară cu lucrul ăla. Extraordinar de mult are Dumnezeu cu treaba. Ce treabă are Dumnezeu că trebuie să reîmpărți ceva în apartament? Are. Dependența de Dumnezeu este o formă de smerenie. Aruncarea îngrijorărilor este o formă de smerenie. Și uitați ce frumos spune. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Nu v-ar plăcea să aveți o persoană care v-ar putea lua în fiecare zi îngrijorările și să-ți dea promisiunea, îți rezolvă o problemă. Nu v-ar plăcea să ai un număr de telefon și oricând ai o problemă, mi s-o strica mașina. Mă îngrijesc eu. Asta e viața ta. N-ar fi asta o viață extraordinară, nu vi s-ar părea interesant? Doamne, am băiatul meu, vreau să se pocăiască băiatul meu. Ce o problemă? S-a sunat, Doamne, las-o pe mine treaba asta. Puf, aleluia. Nu v-ar plăcea? Nu vi se pare interesant? Nu? Mi s-ar părea extraordinar. Nu am bani. Nici o problemă, Doamne, am numărul. Pac, ai sunat, Doamne, n-am bani. Nici o problemă, eu mă îngrijesc de treaba asta. Doamne, nu am de mâncare. Doamne, v-ar plăcea? Dar asta ne spune Petru aici. Exact asta ne spune Petru. Aruncați asupra lui. Există persoana aia care vrea să ia îngrijorările noastre.
Există persoana aia. Și persoana aceea este Dumnezeu. Frământarea nu are nicio logică. Îngrijorarea nu are nicio logică. Este o formă de mândrie. Dovedește o impresie prea bună pe care o avem despre noi înșine și despre ceea ce putem și știm noi să facem. Există persoana aceea care vrea să ia toate îngrijorările noastre, aruncați asupra lui, lepădați-vă de ele, lăsați-le repede. Noi tratăm îngrijorările ca niște prieteni foarte buni pe care avem. Și în special ne punem în pace atâta, ne încolăcim cu el și îl iubim și îl strângem în brațe și ne frământăm și ne întoarcem pe o parte și ne întoarcem pe alta. După aia o luăm înapoi, dintr-o parte a patului în partea cealaltă și dacă îți mai dă celălalt cu piciorul și spune, dă-te mă o leacă mai încolo. Și te mai lipi de mine că e cald. Spui, stai că eu mai am aici de măcinat, aici eu abia am început la moară. Și cu moara minții, macine acolo, ala, mai am multe probleme. Și stai că abia am terminat cu primele. Mai am multe. Și stomacine acolo, și stomacine acolo. Niște prieteni foarte dragi ne sunt. Niște valori ale vieților noastre, îngrijorările. Și Biblia spune, aruncați-le Domnule lui Dumnezeu. De asta e un proces mental pe care trebuie să-l faci. Eu obișnuiesc să fac. Îmi iau o foaie și scriu, domnule, ce mă macină, de ce nu mă pot liniști? Și încerc să scriu, uite, mă îngrijorează Calvin, mă îngrijorează mașina, mă îngrijorează viitorul, mă îngrijorează Andrei, profund mă îngrijorează Andrei, că s-a întâmplat asta, au făcut asta, mă îngrijorează asta și le scriu acolo pe o foaie. Și încep să mă rog pentru fiecare în parte. Asta este o igienă spirituală pe care trebuie să o avem zilnic. Să nu ne mirăm că la un moment dat ajungi așa de încărcat când îți dă un sfat fratele păstor. Lasă frate! Că nu e chiar așa! Normal că după ce te-ai încărcat negativ atâta mari de zile și n-ai stat în prezența lui Dumnezeu și nu te-ai rugat lui Dumnezeu și n-ai făcut un lucru care e în folosul tău, Domnule, în folosul stării tale emoționale, psihice. Înțelegeți? Și aici vreau să fac o aplicație foarte importantă. Vă spun care e o mare diferență între baptiștii reformați și carismatici. Știi care e o foarte mare diferență? Felul în care tratăm personalitatea omului. Să nu credeți niciodată că lui Dumnezeu nu-i pasă de emoțiile noastre. De ce spuneți să aruncăm asupra lui îngrijorările noastre? Îi pasă lui Dumnezeu de emoțiile tale. Lui Dumnezeu îi pasă cum ne simțim. Întrebarea este cum abordez problema. Asta este întrebarea. Deci am o problemă, am o presiune psihică, emoțională, profundă asupra mea. Sunt îngrijorat de niște lucruri. Întrebarea este ce faci? Răspunsul carismatic. Vii la adunare duminică dimineața și trupa de traumă și fraudare ne duce pe valul închinării. Și mergem pe valul închinării până la ora 12 sau 12 jumate și când am ieșit afară, plecăm apoi cu bagajul de îngrijorări după noi. Asta e prima soluție. Da? Ce s-a întâmplat? Psihologic vorbind, s-a întâmplat următorul lucru. A fost un atac asupra sentimentelor. Te-am luat și am încercat să îți anesteziem sentimentele pentru 2 ore jumate. Te drogăm, domnule. Te drogăm emoțional. Nu-i prezența Domnului. Simt puterea, simt prezența. Nu simți nimica, mă. Termină, că în 2 ore nu mai simți nimica, te golești rapid. A fost umplut, umplerea. Cât ține? Până am ieșit afară ține umplerea. După aia te umpli înapoi cu îngrijorările tale, când în realitate a fost numai o senzație a ta. Care e problema? S-a abordat personalitatea omului din punct de vedere emoțional. Asta este problema. A fost un bombardament emoțional. Pur și simplu asta a fost. Dacă te duci la un concert de al lui Shakira sau de numai eu nu știu cui, ferească Dumnezeu, o să ai aceleași emoții pe care le ai într-un concert de rock creștin cu ghilimelele de rigoale și foarte multe note de subsol. Exact aceleași senzații și sentimente. Pentru că este un atac emoțional. Este un atac emoțional. Se lucrează în subconștientul tău prin emoții. Ce spune Dumnezeu aici? Partea cealaltă este următoarea. Să nu faci un atac asupra sentimentelor, ci să rezolvi problema spirituală pe care o ai. Relația ta cu Dumnezeu. Asta este diferența. Ori faci un atac asupra sentimentelor și încerci să te descarci emoțional și unii spun, domnule, vorbirea în limbi, bolboroseala în limbi este o descărcare emoțională. Zice, după ce vorbesc în limbi, mă descarc emoțional. Eu știu cum e treaba asta. Să te descarci emoțional. Dar știți că ține asta? Până te-ai oprit de vorbit în limbi. Nu? Cum e, frate? Când te-ai oprit, trece puțin timp și spune, a, iar vine satana asta. Dă iar o tură, rămâi iar pornești motoarele pe el. Dar nu funcționează asta. Funcționează numai pentru o perioadă scurtă de timp. Și logic, personalitatea omului este complexă. Faci un atac asupra unei părți din personalitatea, asupra emoțiilor. Alții fac atac asupra voinței. Dar nu asta e problema, oameni buni. Noi avem o problemă spirituală. Noi avem o problemă cu Dumnezeu. Eu nu mă pot descărca prin metode pseudo-spirituale.
Dacă eu am rezolvat problema, măi, eu am o problemă cu Dumnezeu, eu sunt mândru, mă, și arogant, de asta mă îngrijorez. Că cred că-s grozav și-s frustrat că eu, marele Andrei, n-am putut să rezolv problema asta. Și turbesc, o să zică alții despre mine, că nu sunt stare să mă discurc. Asta e problema mea. O problemă profundă de mândrie și de aroganță. În momentul în care mă smeresc înaintea lui Dumnezeu, rezolv problema fundamentală spirituală a mea. Și când am rezolvat problema spirituală cu Dumnezeu, emoțiile mele se liniștesc. Psihicul meu intră pe făgașul corect. Personalitatea mea toată se aliniază după voia lui Dumnezeu. Și stabilesc un echilibru emoțional, un echilibru al personalității mele fantastic. De asta eu nu spun, veniți că Hristos vă poate da liniște, Hristos vă poate da pace. E greșit abordată problema. Nu că Hristos nu-ți dă pace, domnule. Tu trebuie să rezolvi problema principală din viața ta. Că nu ești în păcat cu Dumnezeu, asta e problema. Astea sunt două abordări. Faci un atac asupra unei părți din personalitatea omului sau rezolvi problema principală cu Dumnezeu, problema spirituală. Problema spirituală. Asta spune Petru aici. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Dați-le lui Dumnezeu conștient. Este un proces mental profund pe care îl faci înaintea lui Dumnezeu. Căci El însuși îngrijește de voi. Uitați ce lucru fantastic. De ce să faci lucrul ăsta? De ce să dai toate îngrijorările? Am văzut când mergi la Cluj, este acolo o pancardă mare în care ăștia te cheamă la nu știu ce sesiuni din astea religioase, nu știu cum se cheamă, tai sau nu știu cum se cheamă, să stabilești nu știu ce echilibru lăuntrii de nu știu care fel. Sunt niște porcării. Sunt niște porcării care nu funcționează. Și pe porcăriile astea fac bani alții. Fine că te rezolv eu, te simți stresat, vine la noi. Facem o leacă de masaj, te masăm o leacă pe cap, te punem nu știu ce poziție cu picioarele și te-ai rezolvat. Până a venit apoi la zalău. Dar banii ți-au luat. Dumnezeu zice, aruncă asupra lui toate îngrijorile voastre și auziți promisiunea. Ai o promisiune clară. Dumnezeu îngrijește de noi. Însuși Dumnezeu îngrijește de noi. Să știi că Dumnezeu atotputernicul, Dumnezeu a cerului și al pământului, este Dumnezeu care ține tot universul în mâna lui, cât îi este lui Dumnezeu să rezolve problema ta. Nu sună asta Evanghelia Prosperității? Nu sună și vă spun imediat de ce. Cum aș putea eu să trăiesc? Eu vă întreb, cum aș putea eu să trăiesc dacă n-aș crede în promisiunea asta lui Dumnezeu? În ceea ce se numește providența meticuloasă. Adică, spune Domnul Iisus, nicio vrabie, care e atât de neimportantă și nevaloroasă, nu cade la pământ, fără voia, niciun fir de păr din cap. Când mi-am făcut dimineața părul, da? Mi l-am dat într-o parte și o căz, nu ți-ai numărat firele de păr, nici nu te interesează. Decât dacă nu mai ai câteva în cap, probabil că atunci te interesează. Dar în rest nu te interesează, da? Nu te interesează, zice, nu cade niciunul fără voia lui Dumnezeu. Dumnezeu e în control total. Cum aș putea eu să trăiesc, cum ziceau bezmetici ăștia de care au țopăit la buză acolo și au picat cortul pe ei sau pe lângă ei, nu mai știu prin picat, că a fost un atac a diavolului și diavolul trântea acolo, trăgea de cort și Dumnezeu a venit cine știe de pe unde și nu a apucat să țină cortul bine și de fapt l-a ținut și a despicat cortul în două ca să fie despicat caper de aur dinăuntru templului. Niște aberații și niște prostii. Dom'le, să luptă satana cu Dumnezeu, băi, care e mai tare, care... Mă, iar o scăpa satana din lans, după Dumnezeu, după el, repede și aberații din astea. Asta e realitatea în care trăim, eu am și nebunii, dacă își trăim într-o asemenea realitate. Aș nebuni, aș vedea pe satana la fiecare colț, aș vedea pe satana sub fiecare tufiș, aș vedea pe satana sub capota mașinii, aș vedea pe satana sub preșul mașinii, aș fi terorizat de satana în continuu. Eu nu asta cred. Eu cred că Dumnezeu este în control total asupra tuturor lucrurilor. De ce? Pentru că El spune orice îngrijorare pe care o am să-i o dau Lui, că El se va îngriji de ea și satana nu poate să facă nimic. Nimic, nici satana, nici nimeni. Nu poate să facă nimic. Dau îngrijorările lui Dumnezeu. Promisiunea e fantastică. El însuși îngrijește nu de lucrurile noastre, ci se îngrijește de noi. El nu trimite intermediar, ci El însuși se îngrijește. Însă aici... avem două lucruri pe care trebuie să le subliniem. Că Dumnezeu se îngrijește când vrea El și se îngrijește cum vrea El. Și iară noi avem câte o problemă. Dacă Dumnezeu ar fi făcut, noi avem probleme, nu avem îngrijore. Anumite lucruri de care ne mai macină din când în când. Știm că Dumnezeu le poate rezolva, dar I-am spune noi când să le rezolve. Adică acum. Și I-am spune și cum să le rezolve. Avem noi niște... știm, planul e pe masă. Foile sunt acolo sus pe birou. Doamne, Tu știi exact, facturile, chestii, știi deja, am stabilit, am trasat, calculele sunt făcute, numai trebuie să vii să împingi o leacă proiectul mai înainte. Dumnezeu știe când și Dumnezeu știe cum. Dar ca să te încrezi înaintea lui Dumnezeu, să te încrezi în Dumnezeu și să arunci asupra Lui îngrijorările
tale, îți trebuie smerenie și îți trebuie să crezi în providența asta meticuloasă a lui Dumnezeu. Adică că Dumnezeu știe îngrijorările tale, că Dumnezeu poate să rezolve îngrijorările tale și că Dumnezeu vrea să facă lucrul acesta. Trebuie să te încrezi în Dumnezeu. Da? Asta este smerenia. Îl vezi pe Dumnezeu, crezi pe Dumnezeu și te smerești. Versetul 8 și 9. Fiți strezi și vegheați. De ce? Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcânește și caută pe cine să înghită. Vreau să vă întreb, când v-a atacat ultima dată Satana? Gândiți-vă puțin, când v-a atacat ultima dată Satana? Nu v-a atacat. Dacă Satana n-are nicio treabă cu tine, cel mai probabil el prietenul lui. Deci sunteți în aceeași echipă. Dacă el nu răcânește la tine, nu încearcă să te intimideze, nu are nicio treabă. Cel mai probabil sunteți prieten. Tu ești băiatul lui ascultător, te încadrezi la voia vezi de tată pe diavol. Sau trăiați după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Asta e. Nu există altă variantă. Da? Așa că dacă potrivnicul meu, diavolul, îmi dă târcoale, înseamnă că eu sunt în altă tabără. Slavă Domnului! Satana ăsta care m-a ispitit, slavă Domnului! Că nu ești în tabără cu el! Aleluia, dă glorie lui Dumnezeu! Nu sunteți în aceeași echipă, asta e bine. Ești de cealaltă parte a baricadei. Dumnezeu deja te-a plonjat în altă parte, da? Te-a transferat în împărăția Fiului Dragostei Lui. Aleluia, slavă Domnului! Asta e primul lucru foarte important care îl arată textul ăsta. Al doilea lucru, spune fiți strezi și vegheați și spune lucrul ăsta creștinilor. Pentru că s-ar putea ca acești creștini, ca ucenicii Domnului Iisus în grădina Ghețimani, să mai... Da? Să mai adormă. Fiți strezi și vegheați. Petru, care și el o tras un somn foarte puternic. Da? Foarte puternic. Era atât de obosit exact când Domnul Iisus se ducea să înfăptuiască mântuirea noastră. L-a apucat un somn din toți 3 ani jumate. Ăsta e somnul care trebuie să trag. Nu se poate. Da? El știa și el spune, mă, vă spun, din experiență personală, fiți strezi și vegheați. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale. Diavolul este aproape de noi. Da? Leu este aproape de noi, ne dă târcoale, pericolul este real. Ca un leu care răcânește, diavolul încearcă să ne intimideze, da? Încearcă să ne intimideze și caută pe cine să înghită. Asta e intenția lui. Știm intențiile clare ale diavolului? Le știm, caută să ne înghite. Știm că el este aproape de noi? Da, de noi nu intrăm într-un fatalism determinist sau nu mai știu ce, în care suntem mântuiți. Ce vorbești, domnule, când am ridicat dimineața capul de pe pernă? Toți dracii și Satana fugă ăștia, derup pământul, că m-am trezit eu. Nici vorbă de așa ceva. Deci nu înseamnă asta. Da? Deci noi nu suntem un fel de calviniști carismatici care credem, noi, unu, că nu-mi pierd mântuirea, și doi, când m-am trezit eu și am făcut o proclamație, fugi. Eu cred că diavolul stă și se uită la ăștia. Ce proclami tu, mă? Pe cine trimiți tu? Unde trimiți? Vezi de treabă. Și ăsta care l-a proclamat și l-a trimis pe pustiu și nu mai știu pe unde, imediat după aceea îl ispitește pe ăsta și trage ăsta câte o ceartă cu nevastă sa și râde Satana de el și el crede că l-a izgonit nu știu pe unde, pe pustiu, prin deșertul Sahara. Nu, nici vorbă. Diavolul este aproape de noi. Diavolul ne intimidează. Intențiile lui sunt de a ne înghiți. Acum, întrebarea este de ce ne avertizează Petru? Ne avertizează Petru pentru că unii, asta e prima variantă, pentru că unii din aleșii lui Dumnezeu ar putea să fie înghițiți. Sau doi, ne avertizează Petru tocmai ca aleșii lui Dumnezeu să nu fie înghițiți. Petru dă o avertizare, Petru nu profețește, fiți atenți. Citez pe cineva. Știți de ce mulți aleși al lui Dumnezeu să duc în iad? Citez, asta este citat. Fiindcă noi nu le-am predicat Evanghelia. Acum, în partea noastră, cam așa ar fi sunat. Dom'le, știți de ce mulți aleși al lui Dumnezeu sunt înghițiți de Satana? Fiindcă nu au fost treși și nu au vegheat. Nu, porunca tocmai de asta e dată, avertizarea tocmai de asta e dată. Nu este o profeție aici. Uite, sunt câțiva aleși al lui Dumnezeu care au fost înghițiți de Satana. Voi aveți grijă, că sunt mai mulți aleși care sunt înghițiți de Satana. Petru nu profețește, nu narează, nu spune câți au fost înghițiți. Nu, Petru avertizează pentru că avertizarea este o metodă a protecției noastre. Eu când îți spun de un pericol, domnule, când tu vezi semn de circulație, 30 la oră pe serpentine, tu ce faci? Ce îmi spune mie 30 la oră? Dau talpa aici, 120. Ce? Eu am siguranța mântuirii, domnule, știi cum trec pe lângă semnele astea? Nu spui așa, dacă ești un normal la cap. Nu, îți 30 la oră, pui piciorul pe frână, nu chiar la 30, nu? Trebuie să forțezi o leacă, așa să simți cum intră mașina în curbă, nu? Că ai siguranța mântuirii. Ai mașină, intră așa puțin. Forțezi puțin, dar ai rămas pe șosea, da? Ăsta e stilul nostru. Dar tu care ești un om normal, și mă zice, nu mi-a pus semne așa numai să afle în treaba aici.
Mă, pus semne așa pe munți? Au ăștia românii ceva cu noi. Nu vor să ne lasă să mergem pe munți cu 200 la oră, deși putem. Ce oamenii sunt ăștia, mă? Nu! Tu te gândești să pui semnele alea, pentru că sunt niște pericole acolo, da? Și tu, care ești un om normal la cap, repet, tu ce faci? Respecti pericolele. Când vorbim de partea spirituală, tu ca un creștin născut din nou, când Dumnezeu spune, este un pericol acolo, este un pericol acolo, tu ce faci? Am siguranță mântuire. Eu m-a dat Dumnezeu o mașină, trec prin viață, știi cum? Eu sunt mântuit, Domnule. Nu așa gândești. Nu, modul în care Dumnezeu mă păstrează mântuirea asta este avertizându-mă. Iar uneori amenințându-mă. Dumnezeu ne amenință pe noi creștinii. Dumnezeu ne avertizează pe noi. Nu este incompatibil cu siguranța mântuirii. Nu este incompatibil. Eu trebuie să iau avertizările și amenințările lui Dumnezeu în serios. Dacă l-am spune 30 și mă duc 120, mă fac praf. Dar eu sunt creștin, sunt născut din nou și nu mă duc 130. Că sunt situații în care eu n-am fost atent și s-a întâmplat nu știu ce și Dumnezeu prin harul lui m-a protejat și m-a păzit și m-a scos ăștia de acolo din mașina făcută terți. M-a scos așa acolo de sănătos. Asta e harul lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă, bă, am ieșit odată, de ce n-aș putea să ies a doua oară? De ce n-aș putea să-mi fac o istorie? Să arăt slava lui Dumnezeu cum ies eu după ce mă fac praf în păcat? Nu, niciun om normal nu gândește așa. Mi-a plăcut de un băiat care l-am întâlnit în Madrid, un băiat serios care predică în mijlocul Madridului la kilometru zero. Se duce și ia portavoce acolo și predică Evanghelia săptămânal. Și discutând cu el despre siguranța mântuirii, despre avertismentele, avertizările, amenințele pe care ne le dă Biblia, trebuie, domnule, cum împaci lucrurile astea? Că oamenii zic, dacă ai siguranța mântuirii, faci ce vrei, nu? Și el zice așa, mă, eu pe oricine aud spunând lucrul ăsta, că-i păstor, că-i preot, că-i predicator, că-i orice, îl întreb dacă e născut din nou. E cum așa? Păi și cum poți tu să gândești ca și creștin născut din nou, care ai murit față de păcat, care ești înviat la o viață nouă, cum poți să gândești că ai putea trăi în păcat? În păcat ai trăit înainte să vii la Dumnezeu. De ce mai veni la Dumnezeu dacă vrei să trăiești în păcat? Cum ai putea să gândești așa ceva dacă ești născut din nou? Da? Avertizarea pe care ne-o dă Scriptura este un mod în care Dumnezeu ne protejează. E foarte interesant. Versetul următor nu zice că trebuie să fugim de Satana. Când vine Satana, voi ce să faceți? Fuga. Fuga, că e periculos. Nu vezi cum urlă, caută să înghită. De ce nu spune oare să fugim de Satana? Că n-avem cum. Unde să fugi de el? Nu ai cum. Ce spune? Împotriviți-vă fraților tari în credință. Împotriviți-vă soției, soțului. Nu. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii. Nu depistați câteodată așa câte o prezență din asta malefică în casă, nu? Nu la soție mă refer, la voi. Da? Și soția, nu depistați, nu niciodată? Parcă lucrurile iau deodată razna. Puf, o luat o razna. Mă, ceva e normal. Bă, ăsta e nevastă cu care m-am căsătorit. Am 10 ani de când trăiesc cu ea, 15 ani, 19 ani sau cât am. Nu apucă, din câte știu, e sănătoasă la cap, da? Și el e sănătos la cap. Ce a apucat? Ce s-a întâmplat? Trebuie să mergem miercuri la adunare, trebuie să mergem duminică dimineața la adunare. Sau diavolul încearcă să provoace, să stârnească, să influențeze, da? Și Biblia nu spune împotriviți-vă lor, ci împotriviți-vă lui. De ce? Pentru că el este potrivnicul nostru. Și când soțul sau soția face ceva negativ față de tine, nu el e potrivnicul tău. El nu este potrivnicul tău. Dumnezeu nu ți-l-a dat potrivnicul tău. Nu este el potrivnicul tău. Satana e potrivnicul tău. Trebuie să-ți identifici ca și creștin bine inamicul pe pământ. Cine este inamicul tău? Cine? Satana e inamicul meu. Am o problemă. Tot Satana rămâne inamicul meu. Trebuie să văd nevăzutul pentru că sunt creștin. Cum să mă împotrivesc lui? Sunt niște formule magice. Ăștia la Ponoara au încercat să ne dea câteva săptămâna asta. Nu știu dacă ați ascultat și ați luat ceva. Uitați ce spune Biblia. Împotriviți-vă lui. Deci vă spun, cred că râde Satana de noi, de nu mai poate. Ne punem noi în poziția aia de proclamare. Știți poziția de proclamare, da? Așa cum s-au uitat ăștia pe Hitler și băgăm puternic. Avem noi niște formule, le turăm maxim și avem impresia că fug diavolul de pe câteva sute de kilometri pătrați. Nici vorbă de așa ceva. Ce spune Biblia? Împotriviți-vă lui tari în credință. Ce înseamnă credința? Credința înseamnă dependență de Dumnezeu. Așa te împotrivești Satanei. Te împotrivești Satanei depinzând de Dumnezeu. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Acum, nu știu dacă vedeți logica aici. Te împotrivești diavolului, fiindcă frații trec în lume prin aceleași suferințe ca și noi. Ce treabă are?
Păi cred că legătura este următoarea. Contextul în care vorbește Petru despre răcnitul satanei și atacatul satanei și dorința lui de a înghiți este un context al suferinței. Un context în care satana agresează pe credincioși prin sistemul lumii. Lumea are o aversiune față de credincioși și aversiunea lumii față de credincioși, suferința pe care lumea o provoacă credincioșilor, își are ca sursă în lucrarea satanei. În contextul ăsta creștinii erau ispitiți să se îngrijorească. În contextul în care lumea provoca suferință creștinilor, frățietății, fraților. Da? Satana era în spatele sistemului lumesc. Și Petru îi spune, nu vă îngrijorați, smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu, depindeți de Dumnezeu, încredeți-vă în Dumnezeu, asta este soluția ca să te împotrivești satanei. S-ar bucura satana să începem să ne temem. S-ar bucura satana să ne îngrijorăm. S-ar bucura satana. Ăsta este modul în care satana intervine și ne influențează și ne intimidează și provoacă frică în noi. Și Petru spune, nu, ai credință știind. Vedeți cum leagă credința de minte. Soluția la suferință, soluția la atacul satanei, soluția la aversiunea lumii este credința în Dumnezeu și o mentalitate sănătoasă. Care e mentalitatea? Că frații noștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și noi. Nu există credincios care să nu aibă parte de agresiunea, aversiunea satanei și a lumii acesteia. Ce dovedim noi când suferim? Asta e un lucru foarte important. Știți ce dovedim când suferim? Dovedim separarea de lume, că lumea are aversiune față de noi, și dovedim apartenența la biserică, la frățietate. Ăsta e termenul, de fapt, din original. Știind că și frățietatea din lume trec prin aceleași suferințe, mă, noi suntem împreună. Este ceva care ne unește pe toți. Și ce ne unește pe toți? Ura diavolului pentru aleșii lui Dumnezeu. Asta ne unește. Ăsta e unul dintre lucrurile care ne unește. Ura satanei, agresiunea satanei, aversiunea satanei manifestată prin lume de atâtea ori față de copiii lui Dumnezeu. Asta ne unește. Toată frățietatea este atacată și agresată de diavolul. Și încheie în dimineața aceasta cu această promisiune, v-am lăsat numai cu imperative și nu-i bine. Ne dă o siguranță a desăvârșirii noastre. Da? Astea sunt responsabilitățile noastre. Și auziți ce spune? Frumos, Dumnezeu oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă face neclintiți. Ascultați primul lucru. Dumnezeul oricărui har, orice har care este în viața ta, vine de la Dumnezeu. Să nu aveți niciun dubiu în privința asta. Orice har ți este făcut în orice situație, vine de la Dumnezeu. Prima manifestare a harului Dumnezeu a fost că Dumnezeu ne-a chemat în Hristos Iisus. Că ne-a mântuit, că ne-a scos, că a coborât în groapă după noi, că ne-a ridicat din mocirlă. Că ne-a dat viață veșnică, ăsta e primul har. Dumnezeu oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus, da? Ne ancorează în trecut. Cum ne întărește credința? În mijlocul suferințelor, în mijlocul necazurilor, în mijlocul îngrijorărilor, în mijlocul aversiunii lumii acesteia care vine din partea satanului. Cum ne întărește Petru? Petru spune, uitați-vă primul har de care v-a făcut Dumnezeu parte. Știți care este harul ăla? Am vorbit vineri despre el. Chemarea eficace sau harul? Irezistibil. Harul care te-a atras. Harul care te-a mântuit, harul care te-a ridicat. Dumnezeu este Dumnezeul oricărui har. Și zice că ne-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică. Când vom intra noi în slava Lui? În viitor, nu? Oricând murim, oricând vine Domnul Iisus Hristos. În aceeași propoziție vorbește despre harul trecut, că ne-a chemat și spune din momentul în care v-a chemat, v-a chemat la ce? V-a chemat să luați și finalul. Și începutul și finalul sunt harurile lui Dumnezeu. Nu există așa ceva că noi începem prin har și terminăm prin fapte. Dumnezeu ne dă mântuirea și noi o ducem singuri. El și-a terminat treaba. Dom'le, dacă ți-am dat mântuirea, ce vrei mai mult să fac pentru tine? Nici vorbă. Auziți, Dumnezeu oricărui har v-a chemat la slava sa veșnică. Și începutul, chemarea și slava sa veșnică sunt harurile. Darurile lui Dumnezeu. Mântuirea întregime este de la Dumnezeu. El poate, spune evrei, să ne mântuiască în chip desăvârșit. Dumnezeu dă har de la început și până la sfârșit. Spune, după ce veți suferi puțină vreme, puțină vreme în comparație cu ce? Cu veșnicia, nu? Că tot în suferință ai impresia că timpul trece, că lungește cineva. Dom'le, lungește, nu mai trece odată. Mergi cu mașina și ești obosit. Ai impresia că fiecare kilometru e o oră. Cât am făcut? Păi mai avem 30. Acum cât mai avem? Cu trecut o oră. Mai avem 29. Cum mai avem 29?
Că cu o oră aveam 30, că făcut numai un kilometru într-o oră. Nu, nu am terminat, o trecut numai un minut. Ești obosit, suferi în trup. După ce veți suferi puțină vreme în comparație cu veșnicia, asta e perseverarea noastră în har, auziți, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Știți cum încheie Petru și cum vrea Petru să rămânem ancorați în harul lui Dumnezeu? Chemarea e de la Dumnezeu, slava veșnică e de la Dumnezeu și între astea două momente, între chemare și slava veșnică, există o perioadă, o viață caracterizată de ghișe. Nu trebuie să ghicești, că spune textul. Ce? De suferință. Asta este chemarea. Ia-ți crucea. Da. Ia-ți crucea. Suferință, necazuri, boli, probleme. Asta este viața, domnule. Asta este viața și a pocăiților. Vă place Evanghelia asta? Dar Dumnezeu este Dumnezeu oricărui har. El ne cheamă, ne eliberează, ne mântuiește. El ne promite și slava veșnică și în mijlocul suferinței Dumnezeu, auziți ce face Dumnezeu? Ne desăvârșește. Unde ne desăvârșește? În suferință. Unde se arată puterea lui Dumnezeu că El ne întărește? Unde ne întărește? Nu când stai în fotoliu, când ai probleme, domnule, când te duci la spital, când ești frustrat, când nu mai poți, când te îngrijorezi. Acolo se vede puterea lui Dumnezeu, nu când îți merg toate lucrurile extraordinare. Vă va întări, ce va face? Vă va da putere. Îți slab, nu mai pot, îți termina. Dumnezeu acolo își arată puterea. În mijlocul suferinței. Deci viața noastră, dintre aceste două momente, din momentul chemării noastre și în momentul proslăvirii noastre, este o viață caracterizată, în primul rând, de suferință, dar în al doilea rând, caracterizată de lucrarea lui Dumnezeu, care ne desăvârșește, ne întărește, ne va da putere și ne va face neclintiți. Aleluia, gloria lui Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem mântuirea aceasta perfectă. Asta este unul dintre lucrurile care întotdeauna îmi stârnesc emoțiile puternic înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este Dumnezeu primului har, Dumnezeu este Dumnezeu ultimului har și Dumnezeu este Dumnezeului și întregului har care mi este dat pe pământul acesta între aceste două momente. Mântuirea mea trecută, proslăvirea mea viitoare și în timp ce sufer pe pământul ăsta în fel și chip, Dumnezeu îmi dă har în continuu. De aceea, frați și surori, îndemnul pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru fiecare dintre noi, este să ne ancorăm în harul trecut, în harul viitor și în proviziile harului prezent al lui Dumnezeu. Amin. Slavă Lui! Amin.